Un băiat de 10 ani din Botoșani care a fost mușcat ieri de 3 câini a ajuns în stare critică la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Incidentul extrem de grav s-a produs chiar sub ochii mamei, pe strada Savenilor din Botoșani. Medicii l-au preluat într-o stare foarte gravă pe minor. Când a ajuns la Spitalul Județean din Botoșani, copilul era în comă profundă cu multiple leziuni la cap și pe corp. După câteva ore, medicii l-au transferat la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, unde a fost operat de urgență pentru a-i salva viața. Proprietarul unui câine a fost reținut. Pancetul a ajuns la noi prin unitatea primirii urgențe, intubat ventilat mecanic. A fost transferat către secția de anestezie terapie intensivă. A suferit primele intervenții chirurgicale, în primul rând pentru stabilizarea pacientului, pentru că a suferit un hemopneumotorax în urma mușcăturii de către câini. Pacientul se află în continuare intubat ventilat mecanic, dar stabil, cu speranța într-o evoluție favorabilă în perioada următoare.